Cu insula lui Bill Gates cu snorkeling-ul, dacă o să mergeți, vedeți că este o vacanță cu um, snorkeling da? și să vedeți delfinii. Din punctul meu de vedere, mai mult fugărești delfinii decât să-i vezi și să înnoți cu delfinii. Asta poți să o faci, dar ideea e că sunt bărci, adică sunt multe bărci lângă insula lui Bill Gates. Domnul Bill Gates are o insulă cumpărată în Zanzibar. Uh, o să vă arăt la fel poze, nu e mare, nu știu ce e acolo, că noi am plimbat în jurul insulei, n-am avut voie să ne apropiem sau ceva, se vedeau așa niște căsuțe de stuf, dar nu știu să vă zic că era pădure din asta, erau copaci, nu știu ce are domnul acolo, poate vreo casă de vacanță, nu știu, nu mă interesează. Uh, ideea e că în jurul insulei lui e un recif de corali și poți să vezi peștișori, să faci snorkeling, adică îți pui mască din aia sau ochelari labe din ala de notat. Eu sincer mi-am pus și vestă pentru că știu să not, dar totuși sunt câțiva zeci de metri în jos și nu vreau să mă panichez,